Pensionarii care au pensie de invaliditate, gradele 1 și 2, au incapacitate totală de muncă și de deplasare, iar 19 gojeni au fost găsiți la muncă. Reprezentanții casei de pensii spun că acestora li se va suspenda pensia și vor fi obligați să returneze banii încasați ilegal. Pensionarii de invaliditate, gradul 1 și gradul 2, au capacitatea de muncă total pierdută. Deci ei nu au voie să desfășoare activități salariale. Deci gradul 1 și gradul 2, deci nu au voie să desfășoare activități salariale, afară de consilierii locali și județeni, care sunt prevăzuți în lege și asta pot să fie fără niciun fel de problemă. Și ne confruntăm cu multe situații în care, în momentul când noi periodic facem o suprapunere a bazelor de date de la contribuții cu bazele de date de pensionari și găsim destul de mulți pensionari și gradul 1 și gradul 2 care desfășoară activitate alta decât consilierii locali și județeni. Adică lucrează, da. Situația este și mai revoltătoare, deoarece cei care beneficiază de astfel de pensie au și însoțitor pentru persoanele cu handicap. La gradul 1 și gradul 2, adică persoanele respective nu au voie să muncească și nu totuși au capacitatea muncesc. De muncă conform legii, au capacitatea de muncă total pierdută. Ce se întâmplă în astfel de situații? Adică nu e legal. Deci conform legii, noi le suspendăm pensia și le facem debit pe perioada cât au încasat și pensie și salariu. Trebuie să dea banii înapoi pensia. Sigur că da. Sunt multe astfel de situații. Astăzi tocmai am făcut o suprapunere a bazelor de date și am găsit 19 pensionari de genul acesta. Așa și pe de altă parte, deci probabil că dumnealor se bucură că noi nu putem să le reținem decât conform codului de procedură civilă, decât o treime din pensie, însă mai putem să recurgem și la alte măsuri de a recupera banii, de măsuri de executare silită și având în vedere că deja știm unde lucrează, să putem să le facem acea executare silită și pe salariu. A, deci puteți să recurgeți și la alte măsuri. Da, putem să recurgem și la alte măsuri. Este pentru prima dată când sunt găsiți în baza de date mai mulți gojeni pensionați pe caz de boală cu grad care nu le-ar permite să muncească, iar ei lucrează de dimineața până seara.